Un autocamion încărcat cu pietriș a luat foc pe drumul național 14 la ieșirea din localitatea Slimnic spre Mediaș. Pompierii militari ai ISU Sibiu au intervenit cu două autospeciale de stingere și un echipaj smurt și au stins flăcările. În urma incendiului a ars în totalitate cabina autocamionului și aproximativ o treime din remorca acestuia. Pompierii sebieni au intervenit pe DN14 la ieșirea din localitatea Slimnic spre Mediaș cu două autospeciale de stingere și un echipaj smurt pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion care transporta pietriș. Incendiul a fost lichidat prompt, ars în totalitate cabina autocamionului, iar remorca acestuia în proporție de 30%. Incendiul a fost cauzat de efectul termic produs la motorul autocamionului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.